Contribuabilii rădăuțeni, persoane fizice și juridice pot să-și achite începând de luni, 9 ianuarie, taxele și impozitele locale pentru anul în curs. Comparativ cu anul trecut, dările locale la Rădăuți au crescut cu circa 5%. Impozitele și taxele locale pentru anul 2023 au fost stabilite în municipiul Rădăuți. Pe baza hotărârii de Consiliul Local cu numărul 314 din 20.12.2022, practic acestea au crescut față de anul anterior cu 5,05%, rata inflației aferentă anului 2021. Impozitele și taxele locale vor putea fi achitate fie la caseria unității, unde se va putea plăti cu cash sau cu cardul bancar, apoi online, prin intermediul aplicației ghișeul.ro, prin virament sau prin mandat poștal. Termenele de plată sunt aceleași, 31 martie și 30 septembrie pentru primul și al doilea semestru din anul în curs. Dacă persoanele fizice aleg să plătească integral dările locale până pe 31 martie, vor beneficia de o bonificație de 10%. În primăria rădăuțeană este deschis zilnic un ghișeu pentru plata acestor taxe, iar în perioadele mai aglomerate se mai pune la dispoziția contribuabililor încă un ghișeu. Programul de funcționare al acestor ghișee este zilnic, între orele 8:15-30.